Este normal să ne simțim obosiți după o zi de muncă, după o săptămână grea, după o ieșire la o petrecere, în general după ce depunem efort fizic sau emoțional. Nu este normal însă ca după câteva ore bune de somn să nu fim capabili să ne revenim. În momentul în care vorbim de oboseală cronică sau de neurastenie, cum mai spunem noi, această oboseală accentuată nu cedează la odihnă sau la momentele de relaxare sau la momentele în care încercăm să stăm deoparte de stres. Simptomele sunt destul de multe. E un cumul de simptome care se aseamănă cu cele din depresie și din anxietate. Vorbim de astenie, vorbim despre faptul că nu reușim să ne concentrăm suficient de bine. Simptomele sunt multe, tocmai de aceea mulți dintre noi ajung la medic crezând că suferă de diferite boli. Vorbim despre faptul că memoria ne joacă feste și nu putem să acumulăm informații noi. Vorbim despre senzații la nivelul corpului, de toate felurile, nod în gât, durere precordială, transpirații, palpitații, chiar furnicături sau senzație de amorțeală. Sunt persoane care povestesc despre faptul că transpiră în mod excesiv. Există și persoane care plâng foarte ușor în situații în care, în mod normal, nu ar trebui. Ce putem să facem? De multe ori, persoanele apelează la medicație. Este una dintre variantele care poate fi funcțională. Sunt mulți care apelează la sport și aici vorbim de ridicarea nivelului de serotonină, ceea ce ne ajută. Alții apelează la consiliere, pentru că dacă stăm să ne raportăm doar la simptomatologie, putem să ajutăm persoana în cauză să nu mai ajungă la situații de genul acesta. Oboseala cronică apare deseori la persoanele cărora din copilărie le-a fost insuflat spiritul de competitivitate și au fost oarecum împinse de la spate pentru a avea rezultate cât mai bune. Sfatul medicului este extrem de important în aceste situații pentru a nu ajunge să trecem de pragul critic și să trebuiască să ne tratăm pentru alte complicații.